Mai multe locuințe puteau fi devastate de foc din cauza coșurilor de fum necurățate. În ultimele 24 de ore, 3 astfel de incendii au izbucnit, întrucât cetățenii nu respectă măsurile împotriva incendiilor. Coșurile de fum par a fi un real inamic în perioada sezonului rece. Noaptea trecută, în localitatea Jignița, comuna Căzănești, o locuință putea fi cuprinsă de flăcări dacă pompierii nu interveneau la timp. Din fericire, pompierii mehedințeni au ajuns în timp util la fața locului și au reușit să lichideze incendiul fără a exista pagube materiale însemnate. Au ars funinginea și depunerile din interiorul coșului de fum, însă flăcările s-au extins și în interiorul unei camere. În ultimele 24 de ore, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 5 incendii, 3 dintre acestea izbucnite la locuințe, ca urmare a nerespectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor de către cetățeni. Noaptea trecută, un echipaj de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin a intervenit în localitatea Jignița pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit. Pompierii au localizat și stins incendiul, care a cuprins circa 2 metri pătrați dintr-un perete al locuinței. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de efectul termic generat de coșul de fum aplansat ori neprotejat termic față de materiale combustibile. Amintim cetățenilor că este obligatorie verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului. În podurile clădirilor, coșurile trebuie izolate termic față de elementele combustibile ale planșeului sau acoperișului. De asemenea, acestea se tenguiesc atât pe interior cât și la exterior și se dau cu var pentru a se observa cu ușurință eventualele fisuri. Este interzis a se folosi coșurile de zid necurățate, netencuite sau deteriorate. Neizolarea termică a coșului de fum poate pune în pericol nu doar bunurile, ci chiar viața. Pompierii mehedințeni recomandă cetățenilor verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului.